Dintre cele două probe pe care le vor susține, română și matematică, elevii sunt convinși că cea de-a doua le va da cele mai multe bătăi de cap. Cadrele didactice cred însă că fiecare elev se va descurca onorabil la ambele obiecte. Am învățat și acasă și la școală, m-am pregătit, încerc să mă mai pregătesc mai bine. Te simți pregătită pentru această evaluare? Da, la mate mi-e cam frică, dar o să reușesc să îl iau. O să încerc. Da, am învățat, am mai făcut exerciții la matematică și la limba română acasă. Am stat după ore și la școală și am făcut pregătiri cu domnul dirigente și cu doamna profesoară de limba română. Și eu cred că voi lua examenul, sunt pregătite. La matematică, cel mai mare emoție. Noi am făcut, cum să zice, subiecte specifice acestei probe după structura recomandată din ministerul nostru în semestrul 1, iar în semestrul 2 am devansat înainte de Paște și am dat o lucrare cu subiect, cum se zice, formulat de comisiile noastre metodice, pentru a vedea starea de spirit. Este adevărat că la română s-au descurcat mai bine, altfel ca în general și la examenul propriu zis și la simulări, elevii se descurcă mult mai bine la limba română. La nivelul județului Vaslui, 6243 de absolvenți ai clasei a 8-a vor susține examenul de evaluare națională. Am primit propunerile pentru desemnarea comisiilor din centrele de examen. Validarea acestora se va face mâine în Consiliul de Administrație a Inspectoratului Școlar. Am desemnat de asemenea cele 28 de centre de comunicare și arondarea unităților școlare pe aceste centre și am stabilit centrele în care se va face evaluarea lucrărilor. Este vorba de 11 centre. Prima probă la limba și literatura română scris se va susține pe data de 20 iunie. Pe 21 iunie are loc proba la limba și literatura maternă, pentru ca pe 22 iunie să se desfășoare ultima probă la matematică.